Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Hașovski, a anunțat că în cartierul Zamca, pe strada Ion Neculce, au fost finalizate lucrările de reabilitare și modernizare a întregii zone, însemnând parcarea de reședință, accesele la scări de bloc și trotuarele. În urma acestor lucrări au rezultat 81 de locuri de parcare. Finalizăm o nouă parcare de reședință, de această dată în cartierul Zamca, pe strada Ion Neculce. Toată zona a fost reabilitată și modernizată, s-au făcut aleile la intrările scările de bloc, s-au reabilitat trotuarele și, așa cum vedeți, se marchează locurile de parcare. Vorbim despre 81 de noi locuri create pentru mașinile celor din zonă și, totodată, vă spunem că nu ne oprim aici. În trecut, mai exact, am reabilitat strada Grigore Orechi, care este cu sens unic, strada Dimitrie Cantemir la blocul Bebelușu și, așa cum puteți observa și dumneavoastră, și strada Ion Neculce. Ea va deveni cu sens unic pentru a încăpea mai multe mașini și sper eu ca cei din zonă să fie mulțumiți de lucrările care s-au efectuat aici. După aplicarea marcajelor, se vor pune semnele de circulație și cei din zonă vor putea folosi în mod civilizat aceste locuri de parcare. Dacă vremea va permite, vom continua aceste lucrări în toate cartierele municipiului Suceava.